va fi pichetat în Ministerul Muncii de la Gorj. Vor pleca 25 de sindicaliști, fiind vorba și despre persoane de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Calendarul de proteste a fost decis pe 13 iunie de Consiliul Național al Federației Sanitas din România. Acesta va fi finalizat în data de 4 iulie. Federația Sanitas a aprobat un program revendicativ. Până în data de 4 iulie se desfășoară acea pichetare a Ministerului Sănătății. Zilele astea, ieri și astăzi, au început colegii din București și din alte județe din țară. Au fost întâlniri cu Ministrul Sănătății ieri, cu Ministrul Dialogului Social. Săptămâna asta așteptăm să avem o întâlnire inclusiv cu Ministerul Finanțelor. Nu știu dacă vine ministrul, doamna ministru, e posibil să vină. În ceea ce privește programul ăla despre care vorbeam, de la Gorj, Gorj este planificat pentru 2 iulie. 25 de persoane din județul Gorj vor pleca la București și vor picheta, pentru că acțiunea noastră este una mai amplă, vor picheta Ministerul Muncii, nu Ministerul Sănătății. Din aceste motive am hotărât la nivel de Sanitas Gorj ca cele 25 de persoane care merg în 2 iulie să fie din protecția copilului de la DGSPC, pentru că au problemele dumnealor specifice și rezolvarea lor poate veni de la Ministerul Muncii. Câteva dintre problemele ridicate de protestatari se referă la creșterea cu 10% a veniturilor din sănătate și asistență socială, publicarea în Monitorul Oficial a contractului colectiv de muncă pe sectorul sănătate și activități sanitar-veterinare, dar și deblocarea de urgență a posturilor vacante în sănătate și asistență socială. Discutăm despre incidențele financiare ale unei majorări a veniturilor în sănătate cu 10%, așa cum am cerut noi. Celelalte două revendicări, contractul colectiv de muncă și deblocarea de posturi în sectorul sanitar, sunt revendicări care în momentul de față sunt în proporție de 80-85% rezolvate. Mai rămâne problema cu creșterea salarială, pe care sperăm să o rezolvăm și atunci toată lumea o să fie mulțumită. Aproximativ 100 de membri ai Federației Sanitas din România au pichetat și ieri sediul Ministerului Sănătății.